de-a lungul timpului, sau mai bine spus, de-a lungul istoriei gândirii, au existat două moduri semnificative prin care umanitatea a răspuns la întrebările cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm sau care este sensul vieții. Pentru unii, argumentația este una metafizică și se bazează pe credința absolută în divinitate. Dumnezeu a creat lumea prin logos, din dragoste, iar apoi a încununat-o, aducând la viață omul. Plăsmuit după chipul creatorului său, conform referatului biblic, adică înzestrat cu rațiune, voință și afectivitate, omul a fost invitat încă de la început la comuniune, să devină și după asemănarea cu Dumnezeu. Conform aceluiași referat, relația omului cu Dumnezeu s-a deteriorat în momentul neascultării. După acest episod, structura omului avea să se modifice. Rațiunea i-a fost întunecată, iar voința și afectivitatea compromise. Relația cu natura și universul întreg a avut de suferit. Consecința ultimă a fost moartea somatică. Creat însă prin suflarea de viață, omul supraviețuiește în veșnicie prin suflet. Restabilirea relației cu Dumnezeu avea să se realizeze ulterior prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului. Dacă pentru religie, întreaga creație se raportează la Dumnezeu, pentru altă categorie, natura și omul reprezintă cauze sau consecințe ale unor formule ce își găsesc explicația doar prin știință. Pentru gânditorii acestor teorii, evoluționismul rămâne sau constituie răspunsul la marile întrebări existențiale. Darwin considera că în câteva miliarde de ani, chiar și un vierme poate deveni om, iar libertatea gândirii este cel mai bine promovată prin iluminarea treptată a minților umane care rezultă din avansarea științei. Din păcate, de-a lungul timpului, dialogul dintre știință și religie, în special în apusul Europei, nu a fost unul constructiv. De fapt, nici nu a existat. Un factor important în această nereușită l-a jucat geopoliticul, dar și orgoliile mărunte. Teologii vremii, abandonându-și vocația, au văzut în oamenii de știință niște eretici, în timp ce aceștia din urmă au eșuat la rândul lor, considerând religia drept o manifestare primitivă sau o unealtă de control a maselor. Paradoxal, nume celebre precum Nicolaus Copernic, Giordano Bruno, Galileo Galilei sau Johannes Kepler au fost pe lângă oameni de știință și teologi, unii chiar preoți. Ideile lor au fost însă prea îndrăznețe pentru mințile mărunte ale vremurilor de atunci. Heliocentrismul avea să fie în cele din urmă acceptat ca adevăr, iar numele acestor părinți ai științei moderne reabilitat. Așadar, putem spune astăzi că de fapt conflictul nu a fost între religie și știință, ci între oameni cu viziuni și experiențe diferite, în momente ale istoriei neinspirate. Poate că dacă lucrurile ar fi stat altfel, umanitatea ar fi zburat cu elicopterul încă din timpul lui Leonardo da Vinci. Istoria își are ritmul ei, iar căruța evoluției trebuie întotdeauna armonizată între genile care dau direcția, vizitivul care ține hățurile și restul societății care trage sau împinge atelajul. Timpul a trecut, iar astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de un dialog autentic între știință și teologie. Pentru a parafraza un citat atribuit lui André Malraux, putem spune că secolul 21 va fi unul spiritual sau nu va fi deloc. În acest context, se cuvine ca teologia și știința să depună un efort comun pentru binele și viitorul omenirii. Teologia trebuie să-și racordeze limbajul la noutățile științifice, iar știința să recunoască faptul că a avansat atât de mult încât a ajuns din urmă adevărul propovăduit de religie încă de acum 2000 de ani. O puntă de dialog, în acest sens, o reprezintă omul de știință, Dumitru Constantin Dulcan, general în rezervă, profesor, medic neurolog și psihiatru, doctor în științe medicale, membru al Organizației Internaționale de Cercetare a Creierului, membru al Academiei Americane de Neurologie,
sau membru al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România. Întreaga viață și-a depus-o pe altarul științei, iar rezultatele cercetării sale reprezintă adevărate repere universale. Concluziile și avertismentele profesorului Dulcan nu lasă loc de interpretare. Creierul uman reprezintă un laborator complex pe care noi astăzi încă nu știm să-l folosim, dar pe care avem datoria să-l explorăm și să-l utilizăm cât mai mult. Trebuie să învățăm să ne controlăm gândirea și emoțiile, pentru că ele ne influențează viața, dar și echilibrul planetar. Minunile există și au o explicație religioasă. Știința și religia au un numitor comun. Universul este guvernat de legi inteligente, gândite de o inteligență supremă. De noi va depinde însă dacă, asemenea personajului adamic din opera lui Michelangelo, ne vom orienta degetul științei către divinitate și vom înțelege că iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru ca acesta să urce până la el. Domnule profesor, aș vrea să începem această discuție nu de la un titlu al unei cărți de-a noastră, ci de la coperta cărții noastre. E vorba de momentul creației, nu? E momentul creației, este celebra imagine a lui Michelangelo din Capela Sixtină. Care atât de obișnuită am văzut-o pe atâtea coperte și embleme. Și cu toate astea, am senzația că trece prea ușor, a intrat, cred că, prea ușor în mentalul colectiv și la un moment dat îi pierdem semnificația. Pentru că, de fapt, aici vorbim de un dialog între știință și teologie. Putem accepta această afirmație? În permanență suntem în dialog cu cineva, nu? Și atunci, din perspectiva acestei imagini, absolut splendide, am să vă propun o definiție care există în momentul de față în teologia dogmatică și care spune cam așa. Revelația este lucrarea divină prin care Dumnezeu, treptat și în diverse moduri, s-a descoperit pe sine ca sens al creației, pentru ca astfel omul și prin el întreaga existență să ajungă la împlinirea sensului pentru care toate au fost aduse la existență. Frumos. Distingem în asta revelația că originea este una divină, că asta are un scop, un sens și că viața are un sens pe care, iată, toată filozofia postmodernistă l-a pierdut. Societatea actuală este o societate care mai degrabă alenează ființa decât îi conferă un sens sau cel puțin o lasă să înțeleagă că are un sens. Alergăm spre nicăieri, spre niciunde, nu? Nu știm de fapt unde ducem și de ce suntem aici. Ceea ce este extrem de nedorit. Pentru că omul, dacă nu știe de ce există, de ce trăiește și limitez numai la universul familiei lui, e o viață simplistă, redusă și una e să știi ce ai de făcut în viața asta și să faci efortul de a-ți împlini un sens, o existență, pentru că există și îl avem, și totul altceva este să trăiești între două lumi în care nu știi unde e adevărul. Atunci, cred că din perspectiva aceasta ar trebui să ne gândim cum reușim să reinventăm modul de percepție al sensului, pentru că noi exact asta pierdem, nu-i așa? Da, sunt de acord. Pierdem sensul. Sunt de acord. Bun, dacă din această perspectivă ajungem la un numitor comun, cum reușim, care este soluția, care este metoda, de la cine învățăm? Pentru că trăim într-o vreme a iluziei. Ori sensul... Corect, a senzației mai degrabă. Noi avem o civilizație mai multă a senzației, a simți. Simt, mă simt bine, asta e tot. Adică văd până la vârful nasului, mai departe nu există nimic. Pentru că până acolo sunt simțurile noastre, nu? Dar am vrut să spun ceva. Anterior am amintit că sursele de cunoaștere, iată, religia, de fapt, revelația. De fapt, revelația. Și știința. Sigur că, în mod cert, revelația ne conferă un sens omului. Știți că e finalitatea ultima a existenței? Este, dacă noi plecăm ca ființă, nu? Din momentul creației, cu însușirile, cu virtuțile pe care le conferă ființa divină, prin viața asta, de aici sensul este acela de a evolua de asemenea manieră încât în momentul expierii, în momentul când plecăm dincolo, să putem să fim apți să ne reunim cu ființa divină. Așadar, avem două surse de discuție în acest moment. Da. Avem un punct de plecare, divinitatea, da, dar avem un punct al finalității care se numește tot divinitatea. Suntem într-o discuție alfa-omega.
Corect, corect, da. Este o discuție, dacă vreți, hai să spunem mai simplu, între știință și religie, da? Vedeți, timp de 400 de ani a fost această dihotomie, care pleacă de la Galilei. Interesant că Galileu era prieten cu papa. Dar când la 1543 Copernic și emite și publică teoria heliocentrică, Galileu predă mereu în universitate. Și s-a tot atrage atenția. Nu, pentru că era împotriva ideilor ale timpului. Asta a fost una din marile greșeli, în paranteză fie spus, ale religiei. Și că nu poate să spui că este o revelație. De aceea, este extrem de important ca oameni de cunoaștere să discutăm cât este revelație și cât e adaos uman. Nu poți să spui că teoria geocentrică era o revelație, pentru că atunci înseamnă că Dumnezeu, afirmăm că Dumnezeu nu știe unde a pus soarele și pământul, ceea ce este aberant, este absurd. Povestea că pleacă de la observație elementară, simplă, că un om care stă într-un punct fix vede că din ies se ridică soarele, locolește și trece în partea cealaltă, pământul stă și asta e aparența. Asta e altă discuție, că noi nu percepem realitatea, doar iluzia realității. Dar ne întoarcem la ideea în sine, plecasem de la Galileu. Ei, când l-au condamnat, întâi l-a condamnat la moarte și fiind prieten cu papa, a avut o concesie și l-a condamnat ca exil la domiciliu. 200 de ani au trebuit religiei ca să accepte teoria heliocentrică. 200 de ani. Atunci Galileu și Descartes spart și spune următorul lucru. Uite, ca să ne mai certăm, religia să se ocupe de spirit și știința de materie, de substanță, de ceea ce poate fi matematizat, cuantificat, de un adevăr statistic. Și atunci, 400 de ani, a apărut această dihotomie între știință și religie. Dar iată că vine acum, în momentul ăsta, o nouă știință. Bine, în care eu includ aici fizica cuantică, fizica modernă, psihologia transpersonală, experiențele morții clinice, experiențe în afara corpului fizic și care, din nou, aduc un argument foarte pentru existența divinității, a realității de dincolo de noi, a unui univers paralel, universul spiritual. Lucrul ăsta mi se pare formidabil. Adică, știința se desparte de religie. Ea își ia partea, natura concretă, reală, discursul științei merge până la atom, spunând că ultima realitate este materia, ultima realitate este atomul, este ceea ce omul poate percepe prin cele cinci simțuri. Religia duce discursul dincolo, într-un univers, bineînțeles, așa zisul paradis sau opusul paradisului, nu? În timp ce, după 1900 încoace, vine știința, vine fizica modernă și spune discursul științific, discursul despre noi, e obligatoriu să meargă mai departe, dincolo de substanță, de materie, adică acolo la nivel de câmp. Vedeți, eu cred că unul din motivele pentru care divinitatea Dumnezeu a fost negată este și faptul că este invizibil. Nu-l poți vedea. Dumnezeu ne apare perceptibil, dacă vreți, în efectele inverse. Rugăciunea este una din modalitățile în care, indiscutabil, există un răspuns. Poate că și noi, îndoctrinați cu o știință care era valabilă mai degrabă 150 de ani în urmă, am crezut la fel. Că rugăciunea este o simplă pierdere de timp, cine te aude, cine te vede. Iată că avem acum dovezi dimpotrivă, foarte reale, argumente strict științifice. De pildă, Institutul Inimii din California spune textual, dacă un număr de oameni, și cu cât mai mare, se concentrează pe aceeași idee, acea idee devine realitate. Pentru că știm acum că orice gând emis are o energie care permite materializarea lui. Ideea este să te concentrezi cât mai mult, să fii cât mai, atenția ta să fie cât mai concentrată pe acea idee. Și ea poate să fie realizată. Ei, în această idee, avem exemple, așa este un efect Maharishi. Ați văzut, anularea unui bombardament la o anumită oră care era programat pentru Irak, de pildă. Sau reducerea cu 25% a criminalității în orașul Washington, timp de două luni, iunie-iulie, la 700 de oameni. Cu alte cuvinte, avem în experiența morții clinice. Toți povestesc, spun lucrul ăsta. Și poate că cel mai bun argument este acestui neurochirurg, Ibn Alexander, care a fost instruit la Harvard și cercetător la Harvard, care are o moarte clinică teribilă, cu o comă profundă după o encefalită cu Escherichia coli, în care poate puțini oameni reușesc să mai
scape, dar cei care reușesc să nu plătească tribut morții, deci unul nu are șanse să revină fără sechele grave. Ori el își revine complet. În timpul ăsta, vedeți, în Statele Unite Americii, ca și în Anglia, este permis acest fenomen. Dar nu e bizar dacă îi spune asta. Adică, un grup de oameni să se roage pentru sănătatea celui care se află într-o situație gravă. De pildă cum a fost Gabriel Cotabiță. Nu știu dacă s-a rugat cineva sau nu. Dar dacă ar fi fost dincolo și ar fi rugat prietenii și familia să facă lucrul ăsta, era posibil. Ei, acest neurochirurg, Ivan Alexander, este o săptămână într-o comă profundă, creierul plutea pur și simplu într-o masă de uroi. Imaginați-vă că a mai rămâne sănătos complet după aceea, e un lucru rarisim. Povestește la revenire, când și-a revenit, că vedea niște umbre îngenunchiate și simțea de acolo că venea o energie puternică și că el realiza atunci că asta e pentru el și ceva sănătos și ce s-a și întâmplat. Dar poate că cel mai interesant este ce spune el după ce revine. În timpul ăsta de 7 zile cât a fost în comă, el spune că a avut acces la o serie întreagă de informații despre univers pe care, evident, nici toată știința Harvardului și știința lumii nu i-a dat. Și spune el, cum voi putea oare eu să împac ceea ce am văzut dincolo cu ceea ce am învățat aici? Asta mi se pare că este extraordinar. Mulți au avut morți clinice, dar nu toți sunt oameni cu o anumită cultură, cu o anumită pregătire ca să poată să facă atâta diferență clară, distinția între cei acolo și între cei aici. Asta mi s-a părut, eu, ființa cea mai, omul cel mai credibil, nu? Un neurochirurg, un cercetător la Harvard, nu era numai neurochirurg, un tip de mare competență științifică. Să-i spui lucrul ăsta, cum să împac eu lucrurile? Pentru că, de fapt, experiența morții clinice, chiar unde am ajuns, spune un lucru. Nu avem un corp fizic, nu suntem numai un corp fizic, suntem un corp fizic construit de un spirit, de o conștiință. Aceasta este. Moartea nu este decât o transcendere a conștiinței noastre, a entității noastre spirituale, într-un alt univers, univers spiritual. Așadar, corpul fizic aparține corpului, universului fizic și dincolo, spiritul nostru aparține univers spiritual. Și acest dincolo, am scris deci două lucrări pe tema asta, de fapt nu e dincolo, este aproape paralel cu noi. Ideea de cer, eu spun că este doar o iluzie albastră. Unde e cerul? Dacă ați fost și noastră cu avionul. Dincolo de nori ați mai văzut ceva? Care e cerul? Ca să fixăm. Lumea spune că este un univers paralel nou și că merge până la infinit. Ceea ce este extrem de interesant. E adevărat, v-am spus că am scris Mintea de Dincolo, am scos și a doua ediție, unde am adus niște completări, mi se pare mie extrem de interesante, vis-a-vis de ce se întâmplă în spațiul ăsta non-fizic, pentru că asta este corpul fizic și dincolo este universul non-fizic și corpul nostru e tot non-fizic. Adică un corp care nu este supus gravitației, pentru că aici noi suntem o densificare a materiei, deci expresia e densă cu o frecvență joasă, în timp ce în universul paralel nou, universul spiritual, este o frecvență mult mai înaltă. Și conștiința noastră transcende în acel univers. Cu alte cuvinte, nu există moarte. Există doar o trecere a spiritului care își construiește un corp fizic pentru a experimenta condiția noastră fizică într-un alt univers, într-un univers de dincolo, universul spiritual. Avem un spirit și avem un univers spiritual, avem un corp fizic și avem un univers fizic. Iată paralelismul. Nu vi se pare interesant ce spune știința de ultimă oră? Știți ce este interesant? Că în această uvertură a discuției ați concentrat un număr foarte mare de teme. N-aș vrea să trecem peste ele, aș vrea să revenim totuși la Galileu Galilei. Și am să vă spun de ce. Pentru că acolo mi se pare un paradox al istoriei. Cred că discuția sau situația ar fi putut fi mai ușor rezolvată de Galilei dacă nu ar fi întâlnit sau nu ar fi existat două momente de orgoliu, pentru că și Galileo Galilei a avut acel orgoliu față de binefăcătorul său, pentru că suveranul pontif, am spus că era un susținător inițial al lui, el este cel care îl susține pe Bernini, de altfel,
în operele sale. Da, și Michelangelo, nu vine exact. Papa Pius al XII-lea, parcă tot timpul când el picta și arunca cu vopsea după el, că îi făcuse goi pe Adam și Eva. Exact. Suveranul acolo a fost mai degrabă deranjat de faptul că Galileo i-ar fi pus vorbele într-o discuție și atunci nu mai avea loc de întoarcere și sigur că din acel moment papa a trebuit să-l condamne. Însă, pe de altă parte, iată, istoria reușește să-și corecteze greșelile, pentru că da, sigur. Actuala generație, l-avem pe Papa Ioan Paul al II-lea, pe Papa Francis, pe Papa Benedict al XIV-lea, care reușește să revină cu discuția în acel punct și să-l reevalueze. Iată, până la urmă, omul are această capacitate de a se... Sigur că da, vorbim de o istorie, în definitiva, a cunoașterii și normal că a avut destul de multe hopuri, destul de multe dificultăți. Nu e ușor să cunoști. Până la urmă și știința este un domeniu într-o continuă evoluție, nu? Ce nu știu azi, o să știu mâine. Eu nu acuz. Nu, așadar, adevărul uman este relativ. Știu. Eu nu acuz nici religia, nu? Că unele lucruri le-a afirmat altfel, nici știința. Trebuie să ne acuz doar un singur lucru. Când în numele lor ucizi. Cazul Iugoslavia? Atâtea altă. Războiul din Iugoslavia? Și spuneați la un moment dat că a fost un eșec al celor trei, ortodoxia, catolicismul și lumea musulmană. Da, războiul ăla a fost un eșec al religiei. Asta e expresia pe care ați citit-o. Un eșec al religiei, dar în mâinile omului. Pentru că există această tendință de fiecare dată să găsești finalitatea sau cauzalitatea în Dumnezeu. Nu găsiți absurd, s-au despărțit oameni numai pentru că până atunci nu știau că dacă au o rege diferită, soțul și soția, bună pace. În momentul ăla a aflat că este că e așa o crimă ca să fii de o altă religie și să te desparți, să lași familie cu copii, adică niște lucruri oribile s-au petrecut în timpul războiului din Iugoslavia. Oribile. Și nu cred că numai ei. Acolo cred că cu toți alții au fost cei care au răscolit lucrurile. Și lucrul ăsta de gândit, adică apropo, Vovadis omine, care, unde merge omule, unde e rațiunea? Chiar ce se întâmplă în clipa de față, este totul numai un efect al unei rațiuni, al unei înțelepciuni? Eu spun mereu și o repet. Omul este o ființă inteligentă, dar mai rar e o rațiune, înțeleaptă. Ori noi avem nevoie de înțelepciune, pentru că inteligența ne spune doar ce să facem cu un lucru. Cum putem face un lucru cât mai perfect posibil? Dar înțelepciunea înseamnă finalitatea pozitivă dată inteligenței. Ori o finalitate negativă dată inteligenței, cum s-a întâmplat în timpul războiului și în orice război, vezi, e înțelepciune. Ucraina, Rusia, nu e înțelepciune. Siria. Nu e înțelepciune. Și lumea actuală nu poate să spună că suferă de prea multă înțelepciune. Poate fi justificat vreun război, indiferent de natura lui, indiferent de... Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă a impune adevărul prin crimă nu este o soluție și nu e înțelepciune. Indiferent că asta este doar cu motivare politică, rațională sau religioasă. Și în sensul ăsta au greșit și religia, și politica, și știința. Dar atunci cine are interesul să spargă această unitate? Pentru că vorbeați de mentalul colectiv care poate produce modificări pozitive. Cei care vor să fie ei stăpânii lumii. Deci în dialogul dintre doi. Dacă noi doi avem un dialog, cel care țipă mai tare și vor să-și impună, el înseamnă că el are nevoie de energia interlocutorului lui. Și cu cât îl umilește, cu cât celălalt e redus mai mult la tăcere, cu atât ăsta înflorește. Toată energia lui o aduce în sine. Asta înseamnă egoismul. Lumea, spargerea unității lumii, a înțelegerii, a început în momentul orgoliului, al egoismului, în care omul a vrut mai mult decât îi trebuie. Credeți că este nevoie, că este o lume dreaptă aceea în care unul vrea să aibă 5 iahturi, 10 vile, nu știu câte mașini, iar altul nu are o bucată de pâine? Eu nu cred. Asta nu înseamnă comunism, înseamnă o inechitate. Nimic nu e egal. Dacă spui lucrul ăsta, imediat lumea, uite, ăsta are teorii, idei comuniste. Nu e adevărat. Noi nu suntem egal nici ca înălțime, nici culoarea părului, nici inteligență, nici nimic, nimic. Dar echitatea înseamnă acea politică în care fiecare om, mai prin faptul că s-a născut, trebuie să aibă dreptul la demnitate. Dreptul la existență onorabilă, demnă. A te naște înseamnă dreptul natural de a ți se respecta demnitatea. În clipa în care un om cerșește, în clipa în care un om muritor de foame, mai pot să spun eu că asta înseamnă dreptul la demnitate? Asta înseamnă că lumea are o rânduire nu tocmai înțeleaptă și că omul trebuie să facă acele eforturi în care
fiecare ființă să fie respectată prin să-și faptul că există. Nu numai la nivel uman. Nu numai la nivel uman. Deocamdată constatăm că nici în natură nu este prea multă rațiune, atâta vreme cât s-a lăsat ca o parte din ființe să trăiască pe seama altora. Mă refer la ființele carnivore. În viitorul omenirii se discută foarte serios că lumea va avea cu totul alt aspect și că va parcurge o altă dimensiune la nivel de frecvență, un alt mod de comportament, o altă capacitate de înțelegere a lucrurilor, un alt mod de a se comporta, pentru că sunteți, sper, de acord cu mine că așa cum există lumea lor actuală împălțită, așa cum acest haos dintr-o parte în alta, asta nu poate să dureze. Nu poate să ori ne înțelepțim, ori găsim o soluție rațională, înțeleaptă, pentru ca toți pe pământul ăsta să reușim să ne înțelegem, să trăim, ori avem toate neșansele să dispărem. Aveți curajul să faceți un pronostic pe 50 de ani? Așa cum arată configurația lumii în acest moment? Mult mai devreme. Mult mai devreme. Cred că maxim până 920. Păi, sunt foarte multe avertismente. Cel că l-ați avut aici, dumneavoastră, aici, Denion Brinkley. El a avut a treia moarte clinică. Și spune următorul lucru, nu vreau să vin. Și am fost trimis înapoi, spunându-mi să mergi și spune lumii că dacă, acum, în următorii ani, aveți ori șansa unei păci eterne, ori unui război ucigător pentru întreaga planetă. Alegeți. Ce vreți? Aveți și dumneavoastră, am și eu și toată lumea, avem copii, avem rude, avem părinți. Mă întreb, de ce? Pentru a cui dorință? Pentru a cui orgoliu? Noi trebuie să dăm foc din nou planetei. Cine dorește lucrul ăsta? Cine nu poate să stea acasă la el? Cine vrea neapărat cu orice preț să vină la mine acasă? Eu nu mă duc la nimeni acasă. Hai să rămânem fiecare la noi acasă și să ne împlinim viața în acord cu biologia noastră, cu psihologia noastră, pentru că un model social, asta trebuie să respecte. Să respecte cerințele biologiei umane, psihologiei umane, al afectivității umane. Și pentru asta trebuie să ai legi care să-ți respecte, o legi care să fie ferme. Ferme. Noi asta nu vedeți că țările în care le merge cel mai bine sunt acele în care legile sunt ferm respectate? Există ordine. Fără legi, există doar haos. Haosul nu atrage după sine nici eficiență socială, nici economică, dar nici în ordine. Haos înseamnă ceea ce vedem în clipa de față. Nu există riscul să intrăm într-o zonă dictatorială prin aplicarea excesivă a legii? Dacă dumneavoastră numiți dictatura legii o dictatură nedorită, putem gândi așa. Eu cred că dictatura legii este necesară. A legii. Există și aplicarea legii în spiritul și litera ei. Nici absurdul legii. Nici asta nu este o soluție. Încă o dată. Omul are nevoie de o înțelepciune, de maximă înțelepciune. Deci ceea ce ni se întâmplă nouă în construcțiile pe care le avem sunt expresia capacității noastre de a adapta la realitate. Asta înseamnă inteligență. Găsim o soluție sau alta. Asta nu înseamnă că găsim soluțiile cele mai bune. Soluția cele mai bune nu le poate da decât înțelepciunea, adică acceptarea semenilor că au dreptul și ei, ca și noi, de vreme ce s-au născut, să trăiască în pace, să trăiască într-o bună înțelegere cu ceilalți. Asta este prima noastră condiție. Spune Iisus, fă celuilalt ceea ce vrei să ți se facă ție. Dacă noi am dorit prin structura noastră umană binele celuilalt, atunci cercul s-ar închide. Și fiecare făcând bine celuilalt, toți am pe parte de bine. Dacă noi ne-am accepta, hai să nu spun iubi, cum spune Iisus că ne cere iubire, că iubirea înseamnă de fapt unire. Unirea este energia care unește universul și ura este cea care desparte lumea. Ei, hai măcar să ne acceptăm, dacă nu putem să respectăm cel puțin dezideratul iubirii, măcar să ne acceptăm. Ori neacceptarea înseamnă tot rău lumii. Această dihotomie a lumii, acest haos, acest risc enorm al izbucnirii unui război, al pierderii tuturor într-un război nimicitor, pleacă de la faptul că nu ne acceptă unii pe ceilalți. Nu vrem. Iubirea și compasiunea este sensul. Sensul existenței noastre aici, în condiția fizică, este să învățăm să evoluăm, să ne acceptăm unii pe ceilalți, să ne înțelegem, să respectăm natura, să respectăm divinitatea, să respectăm toate acele circumstanțe
grație cărora existăm. Asta înseamnă natura, semenii, divinitate. E mult? Eu nu cred. Și cu toate astea suntem încă în punctul în care ne mai disputăm dacă să acceptăm sau nu religia în școală, ca și când acest lucru ar exclude știința. Încă nu găsim un limbaj comun între mesajul biblic și mesajul științific. Nu se dorește? Nu se vrea? Pentru că din tot ceea ce noi doi în acest moment discutăm, eu găsesc în argumentele noastre ale omului de știință, eu găsesc de fapt argumentele biblice. Ele se regăsesc. Discuția noastră de la început și până acum este întemeiată pe niște principii pe care noastră le enumerați și care din le găsim. Din punct de vedere științific, eu cred că există o lege morală pe care să sprijine Universul. Acesta e cu L mare, cu literă mare, legea. Legea care este nimic, o lege morală, legea binelui, a construcției, a negentropiei, dacă vreți să discutăm în termeni de știință, de a face binele, nu de a distruge, nu de a desface. Dacă toți am respectat această lege a binelui, o lege morală, care înseamnă respectul pentru semeni, compasiunea pentru semeni, atunci întreaga omenire ar beneficia de pace. De ce sunt războaie? De ce în secolul 21? M-am întrebat, sunt medic, da? Facem atâta scandal, prin presă, prin media, prin tot ce vreți, când un om își pierde viața în spital. Dar când pe câmpurile astea mor atâția oameni, mor mame, mor copii, care n-au nimic comun cu combatanții, nimeni nu-și pune întrebări de ce. Sunt niște cifre. De ce în secolul 21 încă admitem războiul ca soluție de rezolvarea conflictelor politice? De ce? E una din marile întrebări care mi le pun mereu. Și această întrebare vine și din perspectiva militarului? De ce nu? Pentru că sunteți... Armata trebuie să aibă doar, să fie pauza păcii, nu a războiului. Nu? Cum spunea latinii? Si vis pace parabellum, dacă vreți pace, pregătește de război. Adică pacea o menții în ultimă instanță, nu? Tocmai cu teama celuilalt de a te ataca. Exact din motivele de respectarea propriei lui securității. Aș vrea să vorbim un pic de fericire. De fericirea pe care o amintiți în cărțile noastre, de rațiunea cuvântului, de informația din cuvânt, energie, pentru că la un moment dat în Evanghelia după Matei spune foarte frumos: luați aminte că faptele dreptății voastre sunt cele care vă oferă la un moment dat plata în ceruri. Noastră vorbiți la un moment dat de faptul că suntem proiecția propriilor noastre gânduri. Suma tuturor gândurilor noastre, bune și rele. Că nu există persoană în ultima instanță care să nu aibă distorsiuni în comportamentul lui. Asta e extrem de important să ți le cunoști și să le elimini, să le îndepărtezi. Nu există perfecțiune. Omul n-a fost făcut perfect. Poate în începutul lui, eu vorbesc, dar asta este la modul așa, ale discuții, intrând într-o mitologie, spunând că eu cred că a existat cândva o epocă adamică, în momentul creației, în care omul era o ființă perfectă, a intervenit la un moment dat ceva, eu cred că acea ființă nu era fizică, era doar în forma lui, nu fizică. Poate fi acea lumină primordială de care... Mod cert. Bine, noi suntem construiți din lumină, dar nu lumina fizică. Este lumina pe care am văzut-o la Ierusalim, de Paști, 2000, aceasta e o lumină vie. E lumina albă, e lumina care... Ați văzut-o? Da, sigur, am fost acolo, am stat 24 de ore într-un picior ca să o văd, pentru că e așa o nu te vină, nu te lasă să fii în jurul mormântului unde ea apare. Și dacă ești în altă parte, nu vezi nimic, degeaba stai în cinta bisericii. Vorbim de lumina din noaptea de... Absolut. Din ziua, 2000, de fapt, de Paște. 2000 a fost anul jubiliar de la evenimentele cu Iisus. Și am făcut o excursie atunci la Ierusalim. Știam de apariția ei, am intrat în cinta bisericii unde e Sfântul Mormânt, la ora vine la ora 16 și am ieșit sâmbătă la ora 16. Timpul ăsta stai numai într-un picior, poziția te dă mereu la o parte din jur. Ori acolo e lupta pentru a obține un loc acolo ca să vezi că asta este din mormânt, lumina. E o lumină albă, o lumină pe care toți o luau în mână și o dădeau pe față. În primele 2 minute nu arde. Ai o lumină vie. Noi toți suntem construiți de lumină. Bine, acum eu fac științific, fizică, materia, forma ultimă, suntem fotoni. Nu mai e nicio minune. Noi emitem fotoni, numai că nu emitem atât de mulți încât să-i putem vedea. Dar asta nu înseamnă că nu suntem. Iar ADN-ul nostru are cea mai mare încărcătură de fotoni.
Deci suntem cu toții lumină. Suntem, dacă vreți, scânteie divină. Înseamnă că Sfântul Maxim Mărturisitorul în secolul VII, când vorbea de hainele de lumină, hainele adamice, sunt exact acele haine de care vorbește Sfânta Secolului XXI. Nu numai asta, dar gândiți-vă că noi aprindem pentru noi lumină. Religia vorbește de lumină. La mormânt, Sfântul Mormânt apare lumina la Paștele Ortodox, ceea ce este extraordinar. M-am gândit în o mie de moduri de ce apare acolo. Dacă Paștele ar cade la aceeași dată, mă gândeam, calendaristică, ai putea atunci, domnule, e un fenomen geofizic pe care oamenii l-au exploatat. Domnule, aici apare, în data de apare o lumină, punem noi Paștele aici și spunem că asta e lumina lui Iisus. Ori nu e așa, pentru că Paștele e calculat, apare la momente diferite. În prima lună, după lună plină, la echinocțiul de primăvară. Și acea lumină apare, ceea ce mi se pare extraordinar. Nu numai că apare, dar vă dau un lucru, câteva lucruri care m-au izbit. M-am dus acolo să văd că există. În primul rând, lumina aia are o structură non-fizică. Deci imaginați-vă că atunci când o lumânare o treci prin aer, lumina rămâne în spate, zidul aerului îl dă în spate. Lumina aia, din potrivă, se proiecta în față ca un glonț. Pur și simplu, nu exista zid de aer. 2. Era albă. 3. Nu ardea imediat. 4. Sunt 33 de lumânări, câți ani avea Iisus, care sunt înfășurate în ceară. Ca să o aprinzi, trebuie să insiști până topești ceara ca fitilul să ia foc. E bine, când a apărut din mormânt brusc, a aprins lumânarea unui puș de vreo, în jurul vârstei de vreo 11 ani, care urla, țipa, fericit. Extaziat. Extaziat, evident. Și de la el au luat ceilalți. A aprins câteva lumânări din fața mormântului, a aprins câteva candele de la unde este placa aceea în care se pune smirnă, placa de mormânt. În alt an mi s-a povestit că a aprins unui călugăr, adică pare să că sunt alese persoanele cărora le aprinde instantaneu lumânarea. Nu oricine. Și lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar de interesant. Este o realitate. Este indubitabilă. Nu mă pot înșela. Nici măcar n-am vrut să fotografiez pentru că blitzul mi-ar fi putut crea iluzia că este lumina aia. Special am stat așa să o văd cu ochii naturali. Nu poți să o negi. Deci plecam de la ideea că, iată, dacă ați citit acolo, am și scris, lumina apare ca și cum Dumnezeu ar spune, iată, acesta este Fiul meu care pentru voi s-a sacrificat. Extraordinar, extraordinar. Vă imaginați? Știți bine că acolo dominația nu era a creștinismului, ci din potrivă, era otomană și că într-un an, pe la 1600 și ceva, mai marile zone respective, a interzis să deschidă, să mai intre în mormânt, pe ideea că voi vă lăudați imediat că la voi... Guvernatorul musulman. Guvernatorul musulman. Ei, și asta am văzut-o, am și fotografiat-o. Atunci, patriarhul sau șeful bisericii ortodoxe a îngenunchiat în fața ușii, în mormânt, și lumina a venit prin... zid, prin columna aceea. Cu acelea, da. Uh-huh. Și se vede clar. Și atunci, spărtura, exact. A zis, gata. Nu le-am mai oprit, nu le-am mai interzis. Bine, hai. Vrem, nu vrem, este un fenomen greu de explicat sau aproape imposibil de explicat, decât dacă inclus în ecuație divinitatea, este indubitabil. De ce să-ți apară în datele diferite, să-ți apară totdeauna acolo? Mai cum să-l înțelegi altfel? Pe urmă, discutăm despre vindecările prin religie. Nu, ajungem la vindecări, dar n-aș vrea să depășim subiectul lumină, pentru că în referatul biblic se spune foarte frumos, verbul este a face. A zis Dumnezeu să fie. Fiat, da? Lux. Fiat lux. Lumină. Da. Iată. Da, să fie lumină. Aia e lumina primordială. Primul înger este înger de lumină. Păi dacă știința, suntem astăzi cu toții în acord științific, din punct de vedere științific, că suntem lumină. Deci materia mea, ca fundament ultim, este lumină. Avem vreo dificultate în a înțelege că lumina primordială, de fapt, este propria noastră structură? Nu. Sub nicio formă. E atât de simplu de înțeles. Ceea ce mi se pare interesant este că, vedeți, toate religiile au folosit lumina ca fiind simbolul divinului. Am fost în China, în Japonia, în India și acolo, în temple, nu erau lumânele noastre de ceară. Erau de alt ordin. Și cumpăram și le aprindeam lumini, că mi se părea extrem de interesant, că, de fapt, oriunde ai fi pe pământul ăsta, există o singură divinitate. Tu aduci prin osul tău de recunoștință, omagiul,
divinități. Așa se explică imaginea iconografică în care există acea aureolă? Aureola este, de fapt, un câmp. Un câmp de lumină care este cu atât mai amplă, culoarea ei cu atât mai vie, cu cât spiritualizarea persoanei respective este mai amplă. Adică oamenii care au o anumită puritate spirituală, psihologică, au aură mult mai evidentă. Dar se spune altceva, că ceea ce pleacă, cei de dincolo când ne văd, sau sunt oameni care au capacitatea de a vedea aura noastră, spune că este într-o bogăție de culori extraordinare. Cu cât oamenul este mai evoluat spiritual, cu atât frumusețea aurei lui este mai mare, mai intensă. Cu alte cuvinte, a te spiritualiza, a te purifica, înseamnă a câștiga lumină. Dar mai mult, în schimbul dintre două persoane. Schimbul dintre două persoane este un schimb de fotoni. Dacă te gândești frumos la o persoană, dând prezența ta apropiată sau îndepărtată, doi iubiți, de pildă, care sunt la distanță, se gândește unul la celălalt. Doi prieteni, se gândește unul la celălalt. Te gândești cu sentimente bune, sentimente de iubire, de dragoste, de dorință de a-l vedea pe celălalt. Dacă se pun aparate de măsurat fotonii, cantitatea de lumină, și unul și cealaltul câștigă fotoni. Dacă, din potrivă, sentimentele sunt de ură, de dispreț, de dușmănie, ambii pierd lumină. Deci noi câștigăm sau pierdem lumină în raport de capacitatea noastră de a gândi corect, capacitatea noastră de a ne spiritualiza. Deci, cu alte cuvinte, soluția lumii viitoare nu este decât aceea a spiritualizării, a elevării conștiinței, a spiritualizării ei până la momentul în care omenirea ajunge să-și accepte o existență pașnică, armonioasă. În momentul în care noi ne vom respecta unii pe ceilalți și vom înceta cu ideea că noi trebuie să ne ucidem într-un mod atât de oribil, ne învățând nimic din istoria secolelor care ne-au precedat, pe care eu nu înțeleg sub nicio formă. Au școală, au filozofie, sunt oameni cu pregătire, sunt oameni care au, eu spun că cei care, dirigează spitale și ordonă războaiele, sunt oameni care încă icre negre, foie gras, etc., nu sunt oameni flămânzi. Și atunci pentru ce fac războaie? Cui protest? Cui folosește? Pentru ce sunt oamenii ăștia plecați de acasă? Vă referiți la migrația pentru din ce? Orient, pentru ce? Europa? O singură rasă? Mai ușor de controlat? Lipsa identității? E mai bună ușa urma cu de toate decât... Dar asta nu se putem face niciodată. Asta a încercat socialismul. Să desfințeze identitatea și să creeze identitatea colectivității. Și s-a văzut că e un conflict între individ și colectivitate. Noi acceptăm colectivitatea, avem nevoie de ea, dar avem nevoie și de intimitate. Ar accepta cineva să doarmă cu toți la un loc, la infinit? Accepți la infinit să împarți toate lucrurile? În primul rând că avem gusturi diferite, suntem diferiți, clar. Nu putem vorbi de o egalitate nici biologică, nici psihologică, de niciun fel. Suntem complet diferiți unii de ceilalți. Uite, misterul Universului este ăsta. Este un plan, un program fundamental, universal, al tuturor ființelor și cu toate astea, fiecare ființă își are individualitatea ei, biologică, psihologică, chiar și socială și economică. De toate ordinele posibile. Când se construiește un model social, trebuie să ținem seama de tot acest factor. Fără asta, societatea va fi în permanent conflict. Va crea conflict. Care, în cei din urmă, poate să ducă la război, așa cum sunt. Nu putem să vorbim, nici de cel puțin în clipa de față, de o singură religie. Dar putem să, cu mintea noastră și cu înțelepciunea noastră, putem să înțelegem că există un singur Dumnezeu și că în consecință... Și să găsim punctele comune. Absolut. Exact. Și că a ne urâ unii pe ceilalți, a ajunge până la crimele care se fac în numele religiei, este oribil. Și că nu asta, aia nu e religie. O religie care este îndeamnă la uciderea altor, indiferent de unde, altor semeni, la disprețul față de aceea nu este religie. O religie autentică nu este decât aceea care admite că există un singur Dumnezeu și că toți oamenii sunt fiii lui.
N-a spus Iisus, voi sunteți toți fii aceleași tată, sunteți frați? A mai spus, pentru asta a câștigat religia creștină. Pentru că e prima oară când Iisus aduce om, sclavul, la demnitatea lui umană. Până atunci sclavul era considerat o vită a stăpânului, care dispunea de viața lui cum vrea el. În momentul în care Iisus vine și spune, voi toți sunteți frați, fii aceluiași tată, el ridică pe sclav la demnitatea de om. De-aia a câștigat, pentru că în momentul în care Constantin cel Mare dă edictul de la Milano în 313, erau patru legii la start, în care mitraismul era foarte aproape de, aproape, și câștigă pentru că este ceea ce, învățătoarea lui Iisus, putem să citim de la Buddha, Pitagora, pe cine vrem. Învățătoarea lui Iisus este una din cele mai înalte, cele mai înțelepte învățături pe care le-a putut aduce un om pe planeta Pământ. Pentru mine, Iisus este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Pentru că toate, dar absolut toate cuvintele lui sunt perfect superpozabile pe științele actuale. Absolut, luați orice cuvânt. Știți ce aduce Iisus față de Buddha în plus? Nu numai iubirea, iertarea. Că este extraordinar. Din punct de vedere științific, ce înseamnă iertare? Înseamnă pur și simplu modificări la nivelul ADN-ului, adică al fundamentului genetic al nostru, al elementului genetic fundamental. Înseamnă ștergerea programului patologic, pattern-ului, cum spun noi, modelul patologic de boală. Asta nu se poate șterge decât prin iertare. Alt termen, mai simplu spus. Vrei să-ți vindeci o boală gravă? Împacă-te cu toți cei care te urăște. Este exact mesajul pe care Mântuitorul dă celor care veneau și cereau vindecare. Ei, atunci iată, după 2000 de ani, explicat acest fantastic îndemn al lui Iisus, iertarea, prin genetică. Realizați că ceea ce spun eu este un adevăr, că Iisus este cel mare învățător a tuturor timpurilor. Eu discut despre Iisus nu din punct de vedere teologic, pentru că nu e competența mea, nici datoria mea. Eu discut despre Iisus din punct de vedere al omului de știință, de cunoaștere științifică. Că mulți mă întreabă, dar de ce nu admit natura teantă de care sunt? Dar nu, nici nu o neg, nici nu admit, pentru că nu este competența mea. Nu asta este datoria mea. Datoria mea este să discut din punct de vedere al omului de știință, de cunoaștere. Și faptul că toate cuvintele lui Iisus le putem explica astăzi prin termeni științelor moderne sau noi științe, dacă vreți, mi se pare extraordinar de important. Pentru că, iată, asta înseamnă că după 400 de ani de dispute între știință și religie, noua știință vine să confirme religia, existența divinității. We'll be right back.